pentru Iisus acea rundă frumoasă de aplauze. Dragii mei prieteni din toată Brazilia, din Europa și din toate părțile lumii, unde emisiunea credinței este transmisă. Deschid această adunare cu bucurie și vă invit pe toți aici în biserică și pe voi cei de acasă să vă alăturați nouă, pentru că în această întâlnire, distanța geografică și faptul că sunteți departe de noi nu contează. Din punct de vedere spiritual, suntem împreună. Mâna puternică a Creatorului se va întinde, minuni vor avea loc și veți vedea că nu trebuie să faceți prea mult ca să primiți binecuvântarea. Aici în Țefania, capitolul 3, versetul cu numărul 9, este scris așa. Atunci voi da popoarelor buze curate ca toți să cheme numele Domnului, ca să-i slujească într-un gând. Cuvântul Duhului Sfânt. După sacrificiul pe care Iisus Hristos l-a făcut pe Calvar, Domnul Dumnezeu lucrează acum pentru a-i purifica pe oameni. Cum am mai spus, chiar dacă ai fost cel mai mare păcătos, ai fost acea persoană care stătea în mizeria mizeriei, dacă ai înțeles cuvântul lui Dumnezeu și în inima ta ai spus, Dumnezeule, eu cred, în acel moment Dumnezeu te vizitează și îți dă buze curate. Aceste buze curate sunt pentru ce? Pentru ca tu să chemi numele Domnului. Fără aceste buze curate, tu nu poți să-L invoci. În momentul în care simți că Dumnezeu îți atinge inima și îi spui da, El va începe să te purifice și cu aceste buze curate tu îl vei invoca pe Dumnezeu și ce vei mai face? Vezi ce este scris aici? Ca să-L slujească într-un gând. Ce înseamnă asta, misionare, a-L sluji pe Dumnezeu într-un gând? La fel cum Iisus l-a servit atunci când a fost aici pe pământ. Iisus nu a avut nicio portare nedemnă și nedreaptă. Iisus vorbea cu Tatăl, cu însuși Tatăl. El era Fiul și spunea Tată. Și Tatăl îi răspundea, fratele meu, dacă eu am fost acceptat în familia lui Dumnezeu, sunt atunci fiul lui. Desigur, sunt un fiu adoptat, dar Dumnezeu nu are nicio prejudecată. El are doar unul natural care este Iisus, iar noi suntem fii adoptați. Dacă eu voi fi acceptat ca să fiu adoptat, atunci am toate drepturile, pentru că tot ce este Tatălui, El i-a dat lui Iisus, iar Iisus ne-a dat nouă. Tot ce are Tatăl este al meu, spunea Iisus. Eu pot spune același lucru în sinea mea, iar în momentul în care simt acea bucurie, în care invoc numele lui Dumnezeu, Domnul vine și mă binecuvântează, Dumnezeu vine și mă vindecă, Domnul Dumnezeu vine și mă transformă, iar eu sunt una cu El în acel moment. Nu există nicio diferență. Iisus folosea cuvântul Tatălui, numele Tatălui. Eu le-am făcut cunoscut numele Tău. El a spus Tatălui, eu voi face astfel încât ceilalți să cunoască acest nume minunat. Acest nume trebuie invocat împotriva diavolului, împotriva ceea ce el face în viața ta sau în viața unei persoane care îi cere ajutorul. Poate fi vorba de o mică durere sau poate fi vorba de o posesie violentă, ca acelui om care umbla prin ținutul gadarenilor, gol și care se tăia cu pietre. Era chinuit cumplit, însă era tare în putere, că nici lanțurile nu-l puteau prinde. În momentul în care am această prerogativă, că am buzele curate și invoc numele lui Iisus în împotriva răului, inamicul nu va rezista și se va retrage. Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preînalt? El va spune același lucru despre tine. Marie, Ioane, Vasile, ai venit să mă scoți din această persoană. Știu că ești a Lui, dar nu mă chinui. Tu spui, în numele Lui Iisus, ia tot ce este al tău și ieși, iar inamicul trebuie să se retragă. Poate fi o problemă financiară. Ești îngropat în datorii, misionare, eu nu prosper, viața mea este distrusă, nu mai știu ce este fericirea, sora mea, fratele meu, Dumnezeu te vizitează chiar în acest moment, ca să-ți dea buze curate, pentru ca tu să poți invoca numele Său împotriva răului, împotriva bolii, sau a unei infirmități, sau a oricărui alt rău, și te vei face una cu Dumnezeu. Și ce va face inamicul? El va trebui să plece. Pentru
că nu va rezista, nu va putea să se împotrivească numelui lui Isus. Aceasta este victoria pentru slava lui Dumnezeu într-un numele lui Hristos. Oricine ai fi, oriunde te-ai afla, crede că numele lui Isus în gura ta îți va da victoria completă într-un slava lui Dumnezeu. În Psalmul 124 există un verset pe care trebuie să-l cunoașteți pentru a nu vă mai împiedica niciodată și pentru a nu-l mai lăsa pe inamic să facă ce vrea din voi. În Psalmul 124, versetul cu numărul 8, Scriptura eternă zice așa, Scriptura care este înregistrată acolo în cer și care nu se va schimba și care cuprinde întreg adevărul, și despre asta vorbesc, indiferent de religia ta. Eu n-am venit să predic împotriva sau în favoarea vreunei religii, am venit pentru a vă arăta adevărul. Să vă spun ceea ce Creatorul ne vorbește. Am venit să vă dau harta comorii și secretul succesului. El spune în Psalmul 124, versetul 8, spune după cum urmează. Ajutorul nostru este în numele Domnului care a făcut cerul și pământul. Așadar, dragul meu prieten, vezi ceea ce Dumnezeu îți oferă acum. Nu te simți în stare, ești neputincios, nu te simți vrednic de a vorbi cu Dumnezeu. Desigur, diavolul te-a folosit în cel mai josnic mod și te-a umplut de minciuni, astfel încât tu să nu crezi în adevăr, pentru că dacă vei crede, vei fi liber. Iisus a spus, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Așadar, Dumnezeu te vizitează acum pentru a-ți da buze curate, sfinte, buze purificate, buze cu ungerea Lui, cu puterea Lui. Pentru ce? Pentru a invoca numele Celui care este ajutorul tău. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerurile și pământul. Cine este acest Domn Dumnezeu? Este compus din trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Despre Fiul se spune în Ioan 1:1, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Deci ajutorul nostru este în numele lui Iisus care a făcut cerul și pământul. Ia acest nume oriunde ai merge și când vei simți că nu mai există nicio soluție, zâmbește larg, râzi și spune, Tată, îți mulțumesc. Voi folosi numele lui Iisus. Cu acest nume vei anula orice putere a dușmanului asupra vieții tale. Cu acest nume vei lega toată forța malefică. Cu acest nume vei elibera pe oricine. Ajutorul nostru este în numele Domnului care a făcut cerurile și pământul. Fratele meu, David, cunoștea acest nume. Haideți să mergem în prima carte a lui Samuel, capitolul 17. Uriașul Goliat amenința Israelul și nimeni nu avea curajul să înfrunte acest om mare, de aproape 3 metri. Și nu numai din cauza înălțimii lui, ci și pentru că era un războinic puternic, antrenat, iar el amenința întreaga armată. Cum stă treaba israeliților? Nu există niciun om acolo care să onoreze uniforma pe care o poartă? Și toți filistenii clătineau din cap. E adevărat, veți fi învinși și toată lumea tremura. Tânărul David, băiat, cioban la oi, văzându-l, a spus, ce se va întâmpla cu cel care îl va înfrunta pe acest uriaș? A, ce se va întâmpla? Familia sa va fi scutită de impozite. El se va căsători cu fiica regelui, va fi ginerele regelui. La urma urmei este eroul nostru. Spune-i regelui atunci că eu voi merge. Dar de ce David a reușit să facă acest lucru? Deoarece David umbla cu Dumnezeu. David era una cu Dumnezeu, cunoștea puterea numelui lui Iisus. Când în dimineața următoare au cântat din corn, Israelul s-a aliniat. S-au aliniat și filistenii, iar Goliat a apărut și a înfruntat pe toți cei aflați acolo. Însă nimeni din Israel nu s-a temut, pentru că acum avea un erou. Și Goliat a strigat, simt că astăzi ne vom bate, cine are curajul? David a trecut prin rândurile aliniate și a venit cu un toiag în mână, pentru că era păstor. Cu
cu o traistă ce atârna pe o parte și unde căra praștia și pietrele sale. Uriașul, când l-a văzut, a început să râdă și a bătut joc, a râs de David, l-a disprețuit, l-a umilit și i-a adresat o mulțime de insulte. Capitolul 17, haideți la versetul 42. Prima carte a lui Samuel, 17:42. Filisteanul s-a uitat și, când a zărit pe David, a râs de el, căci nu vedea în el decât un copil cu păr bălai și cu față frumoasă. El nu părea un războinic, era un tânăr care știa să se îmbrace. Aspectul său nu era ca acela unei persoane arsă de soarele antrenamentelor, musculoasă, nu. Filisteanul a zis lui David, ce, sunt câine de vii la mine cu toiege? Și după ce l-a blestemat pe dumnezeii lui, a adăugat, vino la mine și îți voi da carnea ta păsărilor cerului și fiarelor câmpului. Dacă acest tânăr nu ar fi cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, ar fi fugit acasă. Mama, mama, ascunde-mă undeva! M-am băgat într-un mare bucluc. Însă niciun copil al lui Dumnezeu nu intră în bucluc. Copilul Domnului care ascultă de tată intră în bătălia Domnului și este el cel care câștigă această luptă. Domnul este un războinic, Domnul este învingător în toate bătăliile sale. Intră în bucluc acea persoană care nu crede în cuvântul lui Dumnezeu. Ea nu știe cât de multe oportunități și șanse îi dă diavolul care să acționeze în viața ei. Nu înceta niciodată să acționezi într-un cuvântul lui Dumnezeu. Filisteanul a mai zis, îți voi răsuci gâtul, voi da carnea ta păsărilor cerului. Care a fost răspunsul lui David? David a zis filisteanului, tu vii împotriva mea cu sabie, cu sulița și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirilor Israel pe care ai ocărât-o. Fratele meu este aici unde tu trebuie să lupți. Acest Israel de aici nu este națiunea care există astăzi, ci este vorba despre aleșii lui Dumnezeu. Eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirilor Israel pe care ai ocărât-o. David a lăsat lupta pe mâinile Domnului pentru că știa că Dumnezeu își împlinește cuvântul. Lasă lupta pe mâinile Lui. Ești bolnav? Biblia spune că Dumnezeu a pus bolile tale asupra lui Isus și El le a luat. Prin rănile Lui ați fost vindecați. Boală, tu vei ieși. Eu am fost vindecat deja în numele lui Iisus. Ai probleme financiare? Filipeni 4:19 spune, Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. Oricare ar fi nevoia ta, există o promisiune biblică pentru ea. David a înțeles asta. Când tu crezi, ești una cu Dumnezeu și vei începe să prorocești. Dar eu nu sunt un profet. David n-a fost. El era păstor și nici războinic nu era. Dumnezeu face din tine un luptător, Dumnezeu face din tine un profet. Vezi versetul următor. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele și a mai zis, te voi doborâ și a mai zis, și îți voi tăia capul, iar astăzi voi da stârvurile taberei filistenilor, păsărilor cerului și fiarelor pământului. Și a mai zis, și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Fratele meu, noi trebuie să schimbăm situația. Nu este din întâmplare că astăzi tu auzi acest cuvânt. Dumnezeu te trezește acum. Ai dormit prea mult timp. Inamicul a profitat prea mult. Dăruiește-ți viața lui Dumnezeu. Ia o poziție. Eu voi fi al acestui Dumnezeu. Eu îl voi sluji pe acest Dumnezeu. Viața ta se va schimba complet. Acesta este momentul în care trebuie să schimbi lucrurile și să duci o viață fericită, o viață de succes, o viață de progres, să fii al Domnului pe deplin. Amin, Iisus. Vreau să fac o rugăciune acum pentru cei care au dureri. Misionare, eu am dureri de cap. Nu știu dacă am mâncat ceva ce mi-a făcut rău, dacă am dormit prost. Am dureri de gât, simt o durere aici, am durere acolo. Sufletul meu este îndurerat, eu sunt sărac, disperat. Nu ar fi trebuit să se întâmple ce s-a întâmplat cu mine. Cine suferă de aceste probleme? Vreau să mă rog pentru tine. Ridică mâna așa, în numele lui Iisus. Așa, stai în picioare.
picioare. Văd un număr mare de persoane. Tu, cel de acasă, fă același lucru. Dumnezeul pe care îl slujesc este aici, este cu voi. Și acest Dumnezeu va intra în acțiune și te va binecuvânta acum. Fratele meu, ai auzit bine. Ajutorul tău nu este în mâinile misionarului. Nu, nici a altui om. Termină cu treaba asta de a-L căuta pe cel mai sfânt păstor ca să se roage pentru tine. Cel mai sfânt este Iisus din Nazaret. El a spus, Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să dau drumul celor apăsați. Și este ceea ce El va face acum. Ajutorul tău este în numele Domnului. Unește-te cu mine în rugăciune, atât tu de aici, cât și voi cei de acasă. Dumnezeu va acționa în viața ta chiar acum, indiferent de religia ta. N-am venit aici să predic pro sau contra unei religii, am venit să-ți arăt adevărul, iar El te va elibera acum. Apleacă-ți capul și închide ochii. Tată, eu intru în prezența ta ca să-ți mulțumesc pentru cuvântul pe care tu mi l-ai dat, pentru acest cuvânt puternic, Părinte, care a iluminat această viață, care i-a arătat calea acestei persoane și îmi unesc credința cu credința ei în acest moment. Iar eu sunt aici, Dumnezeule, pentru a o ajuta să se elibereze complet de această forță malefică, de acest spirit al infernului care îi cauzează multă suferință, iar astăzi sau de ceva timp îi cauzează această durere. Este scris, Tată, că Iisus a luat durerea noastră. Este scris că prin cuvântul Tău, Domnul ne-a purificat buzele, pentru ca noi să invocăm numele Domnului și să fim una cu El. Așadar, Tată, eu voi folosi autoritatea Ta, voi face uz de această prerogativă, unindu-mi credința cu credința acestei persoane și sunt sigur că Domnul va lucra. Tată, în numele Lui Iisus, mă ridic acum împotriva întregului spirit al bolii, al infirmității, al suferinței, care oprimă viața acestei persoane. Și eu îți spun acum, demone, a sosit ora ca tu să ieși, să te retragi, începând din vârful capului și până în tălpile picioarelor. Tu care aduci boală în corpul acestei persoane, ieși de acolo, acum, în numele Lui Iisus sau din orice parte a corpului. Tu care ai adus depresie în această viață, sufletul este rănit, ai pus durere, tristețe, supărare, melancolie. Ieși acum în numele Lui Iisus, ia toată durerea fizică, durerea sufletească din această persoană care este aici în biserică, din cea de acasă sau oriunde s-ar afla, în numele Lui Iisus părăsește această viață. Și tu spui, mulțumesc, Iisuse, primesc binecuvântarea Ta. Uitați-vă la mine, mai rezistați încă 2 minuțele în picioare, deoarece Dumnezeu va opera. Aici sunt oameni care au fost vindecați. În timp ce voi asculta mărturiile, Dumnezeu va continua să vindece persoane. Misionarul Iisus m-a vindecat acum. Cui a dispărut durerea să ridice mâna în numele Lui Iisus? Haideți acum la telenovela vieții reale. Maria Alzira are un restaurant și trece printr-o criză financiară. Îi lipsesc alimentele pentru a prepara meniul. Disperarea este atât de mare. Nu aveam bani pentru a face stocul necesar și pentru a putea lucra. Aveam multe datorii, ne lipseau multe. Nu reușeam să cumpăr nimic. A fost foarte greu. Am avut momente foarte dificile. De multe ori eu ajungeam la muncă. Noi lucram împreună. Și trebuia să aștept ca ea să vândă ceva, pentru a putea să cumpăr apoi orezul și să-l gătesc. Nu dormeam noaptea, pur și simplu nu dormeam, pentru că mă puneam în pat și mă gândeam la cum va decurge ziua de mâine. Au fost momente când am crezut că o să închidă ușile. Venea ziua de salarizare, iar ei nu-mi dădeau niciun ban. Însă eu le spuneam, nu vă faceți griji, pentru că eu la rândul meu trecusem prin momente dificile. Eram disperată, pentru că aveam multe plăți de făcut. Capul meu nici nu mai putea judeca. Apoi m-am gândit, am 2 rinichi, nu? Încât Maria Alzira sună la un radio local, dorind să anunțe vânzarea unuia din rinichii săi, însă crainicul nu a luat-o în seamă.
Am spus așa, este posibil să anunț vânzarea unui rinichi? Am nevoie mare de bani, aș vrea să-mi vând rinichiul. El mi-a închis în față, iar eu am izbucnit în lacrimi și mi-am spus, nu mai există nicio posibilitate ca să o scot la capăt. Am cunoscut Biserica Harului prin intermediul misionarului, prin emisiunea credinței. Cred că am luat de vreo 4 sau 5 ori pliantul care vorbea de contribuție, iar viața noastră a început să se îmbunătățească. Apoi mi-a spus că ar vrea să contribuie la realizarea misiunii. Dumnezeu m-a ridicat. Mulțumesc Domnului că am plătit datoriile. Mulțumită lui Dumnezeu, viața lor a luat o altă întorsătură. Astăzi am bani. Dacă vreau, pot cumpăra chiar și o mașină. Pot cumpăra marfă și tot ce am nevoie la restaurant. Ei mi-au tot mărit salariul. Mi l-au mărit, înțelegeți? Totul s-a schimbat. Cumpăr direct de la producător, nu cumpăr nimic de la supermarket, doar când au oferte, dar în general cumpărăm 4 saci de orez, 3 saci de fasole, de asemenea cumpărăm și zahăr, pentru că servim clienților sucuri naturale. Dacă am nevoie de ceva, nici nu este nevoie să cere, pentru că știu că avem tot timpul în stoc, orez, fasole, zahăr, cafea, tot ce avem nevoie. Afirm că ușile afacerii mele rămân deschise pentru că a fost Dumnezeu cel care le-a menținut deschise. Și am trecut prin multe necazuri, însă El m-a ajutat în toate. Pentru că ușa pe care Dumnezeu deschide, nimeni nu o închide. Noi trebuie să ajutăm lucrarea lui Dumnezeu, să fim contribuitori, pentru că eu am cunoscut Evanghelia prin emisiunea misionarului și dacă noi nu ajutăm, cum vor reuși să transmită misiunea în continuare? Știu că costurile sunt mari. Trebuie să fim devotați, să facem lucrurile așa cum trebuie, să fim contribuitori, să ajutăm cu zeciuiala. Cred că lucrurile lui Dumnezeu trebuie să fie luate în serios. Nu am nicio explicație. Explicația este de la Dumnezeu. Doar El poate să o dea. Slavă lui Dumnezeu! Ce frumos, oameni buni! Haideți acum la prima întrebare. Misionare, cum putem să ne facem ucenici? Să nu ne gândim să facem ucenici pentru noi. Eu niciodată n-am vrut să fiu liderul cuiva. Iisus a spus, este doar unul, Tatăl vostru. Dacă cineva a spus că este tatăl tău sau mama ta, însă nu sunt părinții tăi naturali și va încerca să te domine, deoarece El este Cel care te-a dus la Hristos, ieși din asta. Avem doar un tată care este Dumnezeu. Nu trebuie să numești pe cineva drept mama sau tată, ci doar pe părinții tăi biologici. În acest caz este vorba de respect. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, Biblia spune asta. Noi trebuie să facem ucenici pentru a câștiga suflete pentru Isus, călăuzindu-i în credință. Nu este nimic mai bun decât să-i vedem pe fiii noștri spirituali servindu-i lui Dumnezeu. A venit momentul rugăciunii acum. Ai învățat. Dumnezeu ți-a purificat buzele pentru ca tu să invoci numele lui Isus, pentru a fi una cu El și pentru a face uz de acest ajutor. Apleacă-ți capul și închide ochii. Indiferent de suferința pe care o ai, Dumnezeu este gata să-i atingă pe cei de aici și pe cei de acasă. Tată, mă rog acum în numele lui Iisus, vin să binecuvântez aceste persoane care se roagă cu mine. Vin acum, Dumnezeule, să dau binecuvântarea, pentru că, Tată, cuvântul Tău nu dă greș. Atunci când cunoaștem adevărul, El ne eliberează. Îmi unesc credința cu credința acestei persoane care este în agonie, cu o problemă foarte gravă, iar această problemă se va termina acum. În numele lui Iisus, eu distrug orice acțiune a diavolului și îți spun ție, duh de suferință, ieși din această persoană, pleacă, retrage-te și niciodată să nu te mai întorci. Eu îți ordon acum, în numele lui Iisus, ieși, răule, în numele lui Iisus.